În legătură telefonică directă cu noi este domnul Cosmin Andreica, președintele sindicatului Europol. Bună ziua, domnule Andreica, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună ziua. Sunt declarații pe care le așteptam de ceva vreme. Jurnaliștii Libertate au încercat să obțină reacții din partea Ministerului de Interne, din partea IGPR, nimic până acum. Iată că le vom avea în mai puțin de o oră, la ora 14. Știți deja ce va spune șeful poliției române? Sunt cunoscute aceste informații? Da, este destul de dificil de comentat pe ceea ce se întâmplă, pentru că avem 3 săptămâni de liniște profundă și de evitare a inevitabilului din partea poliției române, pentru că după 3 săptămâni este destul de dificil să mai justifici sau să încerci să dregi cu busuioc întâmplarea care a avut loc, acea întâlnire între șeful poliției române Liviu Vasilescu și un membru al familiei Duduienilor. Este dificil pentru că vorbim până la urmă și de o umilință pe care polițiștii au îndurat-o în contextul în care, în lipsa unei confirmări sau a unei infirmări din partea Instituției Poliției Române cu privire la această întâlnire, în aceste zile am fost catalogați și am fost toți puși în același loc ca fiind polițiști care avem relații cu interlopii, că negociem aplicarea legilor cu interlopii și multe asemenea astfel de acuzații care au fost, știu eu, cel puțin supărătoare la adresa polițiștilor din stradă. Spuneți că polițiștii s-au simțit umiliți după ce au văzut aceste imagini. Așa este. Explicați-ne. De ce? Pentru că aceste imagini trădează ce anume? O legătură apropiată între mai marii poliției române și interlopi? Am văzut declarații vehemente din partea tuturor reprezentanților guvernului. Toleranță zero față de clanurile de interlop, toleranță zero față de infracțiunile pe care aceștia le comit. Nu se negociază aplicarea legii. L-am văzut pe premierul Ludovic Orban, l-am văzut pe președintele țării, l-am văzut pe ministrul de interne, care este și în continuare acum cu ochii pe grupările infracționale, și n-am reușit 3 săptămâni să justificăm de ce a fost nevoie ca șeful poliției române noaptea și nu în timpul programului de lucru, pe stradă, unde este locul acestor grupări infracționale și nu într-un context instituțional, a fost nevoie să vină personal să discute cu membru unui clan. Sunt întrebări la care nu cred că cineva poate avea răspuns, indiferent de legendele sau de, știu eu, justificarea care poate fi în spatele acestei întâlniri de prevenire, nu știu, a unui masacru între grupările infracționale, a abundenței miilor de interlop care urmau să vină la București și multe alte asemenea ipoteze pe care le-am auzit. E greu să justifici în acest moment această atitudine. Și de asemenea, prin analogie, să nu uităm că acum, în urmă cu un an de zile, în cazul Caracal, adjunctul inspectorului șef care a cerut relații referitoare la mașina criminalului unei persoane care este cunoscută cu relații în lumea interlopă, a fost condamnat și destituit pentru această interacțiune. Acum însă vedem același lucru într-un alt context, la un nivel mult mai înalt. Care este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă polițiștii și care este mesajul pe care trebuie să-l înțeleagă opinia publică? Acestea sunt întrebările la care Inspectorul General al Poliției Române trebuie să răspundă. Nu știu cum o va face sau dacă va reuși să convingă, însă este evident că vorbim despre o gafă de proporții, pentru că 3 săptămâni a lăsat ca mass media și opinia publică să terfelească efectiv poliția română, imaginea poliției române, prin supozițiile, suspiciunile și toate celelalte discuții care au avut loc în spațiul public. După apariția acestor imagini, ați primit informații de la polițiștii care sunt pe teren că acțiunea lor pe teren e lipsită de credibilitate, de autoritate? Da, este o întrebare foarte bună și am confirmat acest lucru din primele zile în care au apărut imagini de la priveghiul care a avut loc în casa familiei Duduienilor. Este clar
faptul că a fost o dublă măsură, este clar faptul că a fost lăsată garda jos în acele zile, iar acest lucru a produs repercusiuni pe umerii polițiștilor din stradă, care inclusiv la contravenții banale de nepurtarea centurii de siguranță au primit reproșuri din partea cetățenilor, care spuneau că în cazul clanurilor nu aplică legea și pentru faptul că ei nu poartă centura de siguranță sunt sancționați. Același lucru se întâmplă și acum, oamenii își pun întrebări și evident se creează comparații, în sensul în care dacă șeful poliției române are astfel de întâlniri, se întreabă lumea dacă cumva și polițiștii de rând au astfel de întâlniri, iar răspunsul este nu. Polițiștii de rând nu au astfel de întâlniri și nici nu sunt firești să fie avute astfel de întâlniri în astfel de contexte și circunstanțe. Ca să te întâlnești cu liderii unui clan, în felul în care s-au întâlnit liderii poliției, trebuie să ai o relație apropiată cu ei? Îmi este greu să vă spun pentru că n-am avut astfel de întâlniri. Este clar că poliția română, pe zona informativ-operativă, culege informații din mediile infracționale, prin intermediul membrilor grupărilor. Însă de aici și până la a te coborî la nivelul în care tu, care te afli în vârful acestei instituții, șeful poliției române, să te prezinți în fața unui membru al familiei interlope în acest context, nu prea pot găsi o justificare a acestui gest. Sigur, dacă această întâlnire ar fi avut loc între șeful secției 19 poliție de pe raza căreia, se află domiciliul acestei familii, nu era nimic neobișnuit. Vorbeam de un reprezentant al autorității statului care vine și pune în vedere nevoia de aplicare a legii. Însă nu pot să-mi justific de ce s-au trecut, s-au sărit aceste etape firești și s-a ajuns tocmai la șeful poliției române care să vină noaptea să se întâlnească pe o stradă oarecare cu reprezentantul familiei Tuduienilor. Ce credeți că poate spune șeful poliției române, domnul Liviu Vasilescu, acum pentru a mai spăla din umilința la adresa polițiștilor despre care vorbeați și dumneavoastră? V-ar mulțumi dacă ar spune ce? Sau nu v-ar mulțumi orice ar spune? Știți ce se întâmplă? Veștile sau informațiile negative circulă mult mai repede decât cele pozitive, să știm cu toții. Este destul de greu să mai vii cu un discurs care să spele imaginea creată în ultimele 3 săptămâni. Și acum eu nu vorbesc despre necesitatea operativă a acestei întâlniri, despre justificarea acestei întâlniri, despre faptul că probabil au fost chestiuni importante de discutat sau, nu știu, să se prevină comiterea de alte infracțiuni, nu discut despre acest lucru. Însă faptul că 3 săptămâni a păstrat tăcerea, când în alte condiții, de exemplu, când au apărut în spațiu public nemulțumiri ale polițiștilor de la Serviciul de Acțiuni Speciale, de la Investigații Criminale sau diferite alte astfel de scrisori anonime în care polițiștii și-au arătat nemulțumirea, imediat aparatul de comunicare a IGPR a reacționat și a trimis un comunicat de presă în care a catalogat aceste scrisori ca fiind anecdote născocite de organizație sindicală, adică de noi, pentru că noi am fost cei mai vehemenți cu privire la ceea ce s-a întâmplat acolo. Și atunci, în condițiile în care, iată, neagă evidentul la ceea ce se întâmplă și la 2 zile după acest comunicat am văzut o poziție asumată a șefului Serviciului de Grupări Infracționale, care acuza presiunile la care a fost supus de-a lungul timpului, imixtiunea și obstrucționarea activității structurii sale, evident că vorbim despre o ruptură între percepția realității din teren de către cei care ar trebui să conducă această instituție. Ar trebui să-și dea demisia șeful poliției române? Nu știu dacă ajută această demisie, probabil că este singura variantă care poate, într-o formă sau alta, să satisfacă revolta opiniei publice cu privire la aceste imagini. Și până la urmă este o funcție de demnitate publică. El practic renunță la mandat pentru că este numit. Funcția de șef al Poliției Române nici măcar nu este obținută prin concurs.
este o decizie politică luată cu privire la cine conduce această instituție. Probabil că ar fi singura soluție care ar putea determina, ca să zic așa, o reparare a prejudiciului creat în opinia, în ochii opiniei publice. E limpede din ce spuneți dumneavoastră că Liviu Vasilescu nu vă reprezintă bine, nu-i reprezintă bine pe polițiști. De ce fel de șef ați avea nevoie, domnule Andreica? Cum ar arăta șeful polițiștilor? Un șef bun, care să vă reprezinte bine și să nu vă mai facă să vă simțiți umiliți, așa cum spuneați că ați fost acum. În primul rând avem nevoie de un manager în această instituție, avem nevoie de un șef care să scoată în evidență nevoile pe care polițiștii le au, problemele pe care aceștia le întâmpină zi de zi, lacunele legislative și nevoile de modificare legislativă prin intermediul cărora să dea posibilitatea polițiștilor să-și exercite atribuțiile de serviciu în condiții optime, să redea autoritatea polițiștilor și, evident, să vorbim până la urmă de o predictibilitate profesională a carierei polițiștilor, pentru că în momentul de față, în toate aceste funcții de conducere de la nivelul poliției române, majoritatea sunt ocupate prin împuternicire, lipsind cu desăvârșire criteriile de meritocrație pe baza cărora ar trebui să fie ocupate aceste funcții de poliție. Și de asemenea, imixtiunea politicului în activitatea poliției române ar trebui să dispară definitiv, pentru că și în acest caz al morții liderului clanului Dudienilor, sunt convins că dacă poliția română, polițiștii din cadrul Poliției Capitalei ar fi fost lăsați să-și facă treaba așa cum apreciau ei și nu interveneau această practic dorință de exploatare a imaginii acestui incident prin ridicare de elicoptere de la sol, prin afișarea cu jandarmi călare, nu știu, desfășurare de forțe, care iată s-a întors împotriva noastră, pentru că în alte condiții, dacă nu aveam această imixtiune de la nivel înalt, probabil că era încă o înmormântare banală în care a murit un alt lider al unui clan sau al unui grup infracțional.